Toate aceste nemulțumiri au fost generate de către lipsa gravă din ultimul timp de comunicare. S-au încălcat anumite legi, legea 467, legea informării, sindicatele, angajații, în ultimul timp nu au mai fost informați. Asta este principala problemă pe care oamenii o abuză. Toate aceste nemulțumiri au plecat și de la o serie de măsuri care au fost luate de către conducerea TC-ului pentru un management mai bun, dar zi de zi pe noi s-a pus presiune foarte mare. Fiecare zi oamenii sunt din ce în ce mai stresați, sunt foarte multe măsuri luate pentru un management mai bun, noi recunoaștem chestia asta, dar fiecare zi avem mai multe obligații. Și toate acestea au generat starea care o vedeți, de fapt, aici. Este o acțiune spontană a oamenilor. Problema cu prima de sărbători a fost o picătură care a umplut acest pahar al nemulțumirii. Problemele au fost unele foarte minore și rezolvabile, dar lipsa acută de comunicare au generat această stare de fapt. Suntem nemulțumiți pentru domnul director că ne-a adus în țara asta și bate joc de noi și cu salariile și cu premă și cu tot ce trebuie. Să plece dorința la toată lumea să plece. Demisia! Să plece cu oamenii lui care i-a adus, că ne-a adus numai rău, și vrem prema să fie 5 milioane în mână, fără nicio justiție, plus bunurile care a fost pentru baciocura care n-au făcut-o. Deci cu asta ne poate trimite la muncă, altfel nu ieșim. Demisia cu oamenii lui și 5 milioane bani curați să suporte restul instituția, pe lângă banii și bunurile ce s-a dat. Vreau să precizez încă de la început că niciun lider de sindicat sau membru al echipei City Bus nu a cerut o întâlnire cu primarul în prealabil. Nu a cerut o întâlnire cu comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal. Nu a fost prezent ieri. Am avut ședința Consiliului Local Municipal. Așa că astăzi dimineață, la ora 5:05, am fost sunat de domnul Bogdan Niță, directorul City Bus, care mi-a dus la cunoștință că refuză șoferii să iasă pe traseu. Și refuză în nume personal, nu asumat ca o grevă generată de sindicate sau ca o mișcare de protest care se încadrează în prevederile legislației muncii sau contractului colectiv de muncă. L-am rugat să ia toate măsurile conform dispozițiilor legale. Vreau să vă spun că sunt extrem de revoltat de această mizerie pe care o face o mână de oameni din City Bus. O mână de oameni care face acest lucru cu scop politic. Și lucrul acesta se va dovedi.